Bună ziua! Consiliul Local al Comunei Sagna este convocat de ședință ordinară pe data de 30 decembrie 2022, ori 10 la sediunității cu următoare ordine de zi. Punctul 1. Proiectul de hotărâre prezentarea către Ministerul Dezvoltării, Cultură, Sportului și Administrației prin Compania Națională de Investiții este la ambasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, proiect TIP, construit de sală de sport cu tribunul cu de lucruri, cum s-a strângat cu una sală de profesionale. Punctul 2. Proiectul de drept privind aprobarea constituirii unui drept de folosință de gratuit în favoarea municipiului Bărban asupra unor terenuri aflate în proprietatea lui acest sală. Punctul 3. Proiectul de drept privind aprobarea destinației volumului de masă de masă pentru exploatarea în anul 2022 în afara fondului proprietar de pe terenul aparținând domeniului public al comunei Sagna. Punctul 4. Proiectul de drept privind explicarea proiectului votat pe anul 2022. Punctul 5. Prezentarea proiectului global la ședinței președinte și susținerea spre aprobare. Punctul 6. Întrebări prezentarea proiectului votat pe anul dacă sunt, dacă nu, sunt la vot. Cine este pentru? Ziua. Domnul Marian, pentru ordine de zi? Prezent. De acord. Vă trecem la proiectul numărul 1. Dacă o dărâie prezint predarea către Ministerul Dezvoltării Urbanului Public și Administrativ prin Compania Națională de Investiții și ESA, am plafonatul și asigurarea condițiilor în vederea executării lucrurilor de investiții în proiecte, construite de sală de sport, cu privire la de lucruri în stat sala, cu una sala de tunează. Se aprobă predarea către Ministerul de Dezvoltare și Producții de Administrație și Compania Națională de Investiții și Unieta, pe bază de protocol, de numărul situat în stat sala, pe numărul sala de tunează, a fost interpretat de comunii catalan, domeniul public și în administrarea consiliului local Sagna, la față total de 7.900 metri pătrați, când edificat potrivit cărții funcționare, numărul 5.3.694, numărul cadastral 5.694, liber de orice stat și nevoia și de perioada realizării de către ședinții sau de tipul de investiții, proiectii, consiliul de sală de sport, cu tribuna, cu dezvoltare, în stat sală, cu numărul sală de sport. Se aprobă asigurarea finanțării de către Unitatea Administrativă și Sala Județului Sagna, Județul Neamț, cheltuielilor pentru raportarea la utilități, energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat. Unitatea Administrativă Teritorială Sagna se obligă să asigure în condiții de zi suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. Unitatea Administrativă Teritorială Sagna se obligă ca după prezarea amplasamentului și obiectivul realizat, să mențină destinația acestea și să asigură menționata pe o perioadă de minim 15 ani. La data prezentă încetează prevederea hotărârii Consiliului Local al Comunei Sagna, numărul 56/25/2021. Discuții? Am o propunere pentru acest proiect de unitate, de asigură, eu am sunat personal și m-am interesat și imediat vă recordat numai la următorul pași pe următorul proiect. Am văzut că până ați spus niște bani acolo și în buget local la firmă de consultanță pentru depunerea acelei. Acelei eu sunt proiectul de timp, nu e o de firmă de consultanță. La proiectul de tip nu e nevoie de studiile pe la nivelul. Ce s-a depus? La proiectul de tip nu e nevoie de studiile.
voi depune proiectul de hotărâre și pe urmă plasament. Și sunt proiecte tip, am o bună de studii, de nu știu ce vreau să... Sunt făcute studii topo, studii geo, care sunt de atunci, dar cine e? Da, asta sunt avizele pe care avizele, dar vizea lor, sunt spatele studiului de fezabilitate, domnul. Nu cine e voie de studiu de fezabilitate, vreau să mă interesa. La proiectele... Deci vreau să spuneți mie dacă le-ați depus. La proiectele tip, nu e nevoie de studiu de fezabilitate. Da. Știu ce vorbesc. Nu, dar eu sunt paralel. Eu nu astea sunteți paralel, eu nu astea știu ce vorbesc. Când este depus în cerere la cine e? Pentru să le spun. Exact, tot ce este anul mai cur. Nu cum am dat. Pentru că am zis, ok, este anul mai cur. În 2020. 2020. Eram încă pare în plan. S-a pus la mine. A depus toate trei. A depus, iar să mă mai... S-au plimbat peste tot. Trebuie. Poftim? Zic, au fost plimbate și pe la Ministerul de Dezvoltare și pe la... S-au depus paralel și la Ministerul de Dezvoltare și la CNI. S-au dat, nu știu, s-au plimbat. S-au schimbat prin miniștri. Sunt reprezentantul legal al Consiliului Local și eu va trebui să semnez toate documentele și mi le asum. Atunci, da. Atunci nu ai trebuit mai consultanță pentru proiectul ăsta, da? Și domnul vice. Domnul Bulaise. Domnul vice, așa. Deci ideea este să facem economie cu banii ăștia, să nu mai dau la consultanță, dacă sunt proiecte tip și să nu mai cheltuim banii. Asta vrea să spun domnul vice și dacă este angajatul primăriei și este indisponibil să facă, să vă ocupe dumneavoastră, eu zic că vreau să îi acordăm prioritatea, vreau să mai consumăm cheltuim banii ăia. Banii nu se cheltuie în domnul ăia. Dacă proiectele sunt tip, eu am înțeles așa, îmi dați voi. Am înțeles că proiectele sunt tip și nu mai are voie de consultanță. Și noi prin buget noi am aprobat. Eu vă rog să vă spun că din Compania Națională de Investiții și nu spun. Nu știu că domnul Vici s-o mai interesat. Nu s-o cheltuie toată aprobarea cu sindocat, s-o cheltuie toți bani. Eu știu, dar s-a aprobat bani pentru cheltuie consultanță. Nu am prevăzut. Am prevăzut pentru consultanță. Deci în buget s-a prevăzut bani pentru studii de prezentabilitate, pentru sediul de primărie. Nu am depus la CNI, la sediul primăriei, teren de sport și centru sociocultural la în satul Bucășești. Trei proiecte s-au depus. La CNI. Da. Este adevărat? Este adevărat. Da. 90.000 căminul cultural de la Bucășești. Este adevărat. 70 și ceva de mii pentru proiectul ăsta cu sala de sport. Cum nu este adevărat? I-am prevăzut. I-am prevăzut la buget. Cum să mă spune? Da. Se deprimări. 90 de mii pentru căminul cultural. Pentru proiectul ăsta de sala de sport a fost și aici. Nu mai rețin, dar 34 de mii. Dar prin buget. În momentul când se va preda în plasament, se va face un proces de fapt. Va fi aprobat în cazul Consiliului Local și acolo va fi stipulată poate. Condiții. Ce nu înțelegeți? Da. Ideea era că dacă putea face economie... Eu vă rog un singur lucru, dumneavoastră, să inițiați un proiect, să-l duceți, să-l depuneți și după aia chiar vă rog și vă direct domnul viceprimar, dar de fost de către dumneavoastră. Deci nu vă urcați cu picioarele fluminii noștri, că mai muncim. Primar, reprezentantul primăriei, în raport cu celălalt instituții și cu cetățenii, este primarul comun. Deci, fără semnătura dumneavoastră, nu se poate face nimic, da? Nu viceprimarul poate să facă dumneavoastră, trebuie să semnați. Dumneavoastră, vreți în numele idealul aia, nu prea rău cu viceprimarul, nu are pus nici care aveți. Asta am vrut să vă spun. Da, dar asta nu v-ați spus. Eu asta am vrut să vă spun. Să vedem. Deci, urmăriți în partea vreți în locație, dumneavoastră, cu partidul de urbanism, și acum, pentru că noi vedem doar amplasamentul, și vom primi investiția, care să nu se derulează nimic prin primărie. Viceprimarul nu poate depune niciun proiect în numele comunii sale. Așa cum de ce pot spune? Dar nu, dar inițiați și nu se creează de probleme. Dar de ce nu? Cum? Sunt inițiate așa nici măcar pe cea făcută, că nu face niciun lucru. Ce să mai inițiez? Inițiez, discutăm. Ok. Ok, alte discuții de acela. Dacă nu se punem la vot, proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotriva ține? Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre prezintă aprobarea constituirii unui drept de conducere gratuit în favoarea municipiului Roman,
asupra unor terenuri aflate în proprietatea unui atestat. Se aprobă constituirea unui drept de folosință de atestat în favoarea municipiului Roma asupra următorilor teren. Terenii stradilor comuna Sagna, Carla, Sumina. Suprafață din 2012, exploatată de stradul unui stradatual și de la zi anul 8. Terenii stradilor comuna Sagna, Carla, Dimas, 5. Suprafață din 2012, exploatată de stradul unui stradatual și de la zi anul 7-6. Permita de la Comuna Sagna, Carlan, Lozia Mică, suprafață 850 m² în Lozia Mică, suprafață 850 m² Terenul tradițional comună înseamnă cu doamnă 23 metri pătrate, înseamnă în cadastrul 53521. Construirea dreptului de folosire gratuită asupra terenului prevăzute la aliatul 1 se face în vederea reabilitării și modernizării traseului de drumul către care tranzitează arteria autoritară romanistă, pe toată durata de execuție a construcției. Primarul comunei înseamnă cu departamentul de specialitate va ajunge la îndeplinire pe vederea drumului hotărât.
discuții. Unde sunt banii ăștia? Un dat și pe care nu sunt banii ăștia. Deci, anexă la proiectul de hotărâre, vor fi prevăzute în prezenta hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Sagna. Suma de 13.000 de lei, se va fi transferată din capitolul 74 al articolului 20.01.04 la articolul 70.03.10 pentru obiectivul de investiții în înființare terenului de sport la școala gimnazială Comuna Sagna. Deci, acești bani vor fi necesari pentru achiziția serviciilor de proiectare, acest obiectiv, propun rectificarea bugetului, transferând suma de 100.000 de lei. Deci, sunt de vreo notifică că este vorba pentru Dăreanu de Sport. Dăreanu de Sport, de la școala de la Sfânta Sagna. Eu propun, tot de la proprietate, unde pot să fac pe 2000, că acolo avem produs mai mulți bani în buget, în buget, în buget, să începem proiectarea. Știți că nu avem acest teren de sport, nu avem un inventar și nu am putut să facem reabilitare, pentru că nu poți reabilita ceva ce nu ai și nu există în acel. Suntem de dorit, dacă vrem să facem ceva cu școala de sport, să facem un științar. Dacă noi v-am prezentat un altă reprezentată, nu. Am văzut, dar am văzut, doamne, important. Pierdă acestul plus, ultimea suplantă, astăzi este ultima zi în primescul 3. Pentru rectificare, noi vom primi suma din săptămâna viitoare, sumele și la finanță. Și atunci îmi vom punem și punem în ședința următoare, pentru că azi e tardiv. Azi e tardiv, dar nu putea să împingem până la acest moment, doamne, nu am prezentat luni, mi-a spus înapoi, ne-a aprobat, ne-a aprobat, am fi putut să facem așa. Dar nu e vorba de aprobat cu un viceprimar, s-a provocat un consiliu, dar nu trebuie să l-a provocat primar. Da, doamna contabilă a venit și ne-a prezentat că, de fapt, chiar nu are timpul fizic necesar. Astăzi nu, și-am vorbit cu dumneavoastră, săptămâna viitoare, va fi cu dumneavoastră de zi. Aici suntem de acord, votăm acest proiect de hotărâre fără acest proiect. Săptămâna viitoare, dar uitați să vă discutăm și cu domnul inspector, am vorbit chiar înainte de a veni la ședință. Credeți că putem să zicem tot absolut asta? Aici s-a întâmplat o problemă în soluții care nu avem nimic în spate. Noi avem contract. Da, dar trebuie contractul ca să vă. Pentru că v-ați arătat, dar trebuie contractul plus tot și pentru ședința următoare, când vin sumele pentru rectificare, poate și acest amendament. Dar putem face contractul fără să avem o sumă prevăzută pentru proiectare? Da, prevedem suma în urma contractului. Când contract spun clauze și sumă. În spate trebuie să se ia contractul. Nu nici vede propria, nu nimeni împotrivă. Este vorba de proiect. Haideți să facem, eu am indicat și în sursele de finanțare, vedeți, se confirmă ce a spus la început anului, sunt banii folosiți de cetățenii Comunei Sagna și hai să-i revenim direcționat tot pentru cetățenii. O să vedem, pentru că raportul curții de conturi, vă citim după ce le-a făcut de conturi, va fi numai de emblem, va fi făcut și public aici în cadrul ședinței. Să vedeți că nu am făcut vedeți cât ar trebui încasat și cât ar trebui. O să fie niște măsuri date. Dar terenul trebuie să fie făcut. Nu-i problemă. Cât din economie, cât din bugetul local, face teren pentru copii. Cum face pentru noi? Nu, aportăm la sumele pe chestii care au trecut, da? Că nu e economie, că nu e legal, într-adevăr, că noi primăria subvenționăm, de fapt, serviciul de salubritate. Asta este altă lucru. Nu trebuie să se zonă la este cu totul altceva. Deci nu-i problemă. Dar asta nu discutăm la momentul profund. Deci nu suntem împotriva construirii terenului de sport la școală. De acord. O următoare la proiectare de locală. Dar va fi cred că săptămâna viitoare sau maxim două săptămâni. Putem vota cu la amendament. Păi supunem atunci proiectul de cu rectificarea bugetului în forma inițială. Cine este pe acolo? Pentru recenză. Pentru recenză. Supune la vot procesul de valoare Sedintei de CL Sagna. Cine este pentru? Majoritate. Întrebări și
Da, eu aș vrea să văd. Referitor la oglinzele la Năjdu, s-au mutat, mulțumim lor primarii în sfârșit o reușă să spună ce vă gândesc. Dar podețul ăla, cu poate mări a fost, de vorba de podețe la acolo, la... Am trimis acum acolo, după două capete de păr, de bucăți de tur. Și am spus, eu să trage mări dacă este de tur de 100 și atunci și-o facem și-o. Să zicem către Arseniu. Da, domnul Gata. Către Arseniu, partea cealaltă. Da, dar cum ați zis, mă oglin, să știți că a fost foarte, după? Da. Trei zile. Cine recunoaște? Probabil copii, în scoală de viață. Eu cred în felul următor, să facem drumul foarte frisos, haideți să o luăm, cum să zic, ca un incident. Dar nu avem discrent, acum aici nu. Și ar trebui cumva să facem o investigație, măcar să vedem cine am făcut. Bine. Urgența cea mai mare este că domnul viceprimar s-a dus de două luni de zile și figurile alea pentru grădiniță. Cât mai este vremea bună sau cum se rătătorii, haideți să primăm doar și pe aia. Din parcurs. Da, dar avem o recărată, dar care că l-am făcut. Pentru acele pavele de cauciuc, că le-ați atunționat. Da, dar avem o văzut. Așteptări cu fiecare să vină. Dacă nu ține, o țin în închis și o să-i dă numai la primăvară, dacă îi dăm, sigur. Pe care scuții și cu parcul ăsta. Eu cred în felul următor. O să fie deși o dezbatere tot de cadrul Consiliului Local, dar să dăm drumul la o sesiune pe gamă. Gamă din care facem noi parte, avem atribuit de fiecare oate, undeva jur la 27.000 de euro. O să vedem. Vă mergem și cu suma respectivă. De asta zic să nu plătim cu terenul de sport, de mergem și cu suma respectivă. Pentru terenul de sport la școală. Vedeți să facem primul parte, facem trei parte, facem marcă. Și tot în mamă, nu știu dacă nu facem școală. Nu, dar... Din ce avem de probleme? Problema este pentru că sunt nici acum și care nu merge. Dacă nu, haideți să lăsăm parcul pentru școală și facem un parc. Și lăsăm terenul de sport să fie separat și poți să facem un parc de joacă undeva acolo jos, fie salcilor, la frizări, cum zice noi, acolo ies un parc, sunt și salcii și putem muta de doar. Așa, vreau să facem un parc frumos. Încă ceva, am și o întrebare. La Comuna Vâra să organizează o recoltă. Noi și noi am putut să se organizeze și la Sagna. Vreau să scrie ceva în primar. Ca și Consiliul Local. S-o se ridică la bugetul. Dacă avem faptul văzut, dacă nu mai avem care... Da, noi oricum. Cine... Deci, asta vreau să spun și eu, că data de 16. Dacă am putea cumva să unim aceste două elemente, pe data de 16, la Biserica Catolică să se îndătoresc 25 de ani de la consacrarea altarului și pe Sfințirea Bisericii, 245 de ani de atestare documentară a Catolicilor Sagna, 105 de ani de la Sfințirea Bisericii Catolice. Și cu acest prilej, dacă am putea unifica cumva să facem și o zi a recoltei și a recunoștinței, pentru că este disponibilitate din partea unui grup mare de cetățeni care deja s-au implicat în acest sens. Acum, dacă considerați că putem extinde această sărbătoare la nivelul comunei, ar fi oportun, spunem, dacă nu se poate și timpul este scurt, atunci sunt indicați toți cetățenii Comunei Sagna, indiferent de confesiune, de știu, apartamente politice, sunt indicați la această evenimente. Eu cred că vine de lansat invitația tuturor cetățenilor Comunei, iar pentru lansarea Zilei Comunei, trebuie să vedem un consiliu de asta, nu-i deodată anual, când se va sta vorba. Ca să nu afecteze nici pe oameni, nici pe oameni, cât în Comune. Trebuie să ținem cont de acord. Sunteți de acord? Și cu cei care scăpați să fac. Tot undeva în august, dar nu cu 14, nu cu 15. Undeva... Când vin în concepul, ca să mă putu și ei de ziua comună. Avem aproape jumătate de casă în parte. Tot am putut, cum am organizat. Cum am putut. Da, și am fost la o să organizăm tot cum o să putem. Deci o să fiți invitați, dar nu vreți să vedeți. O familie, nu vreți să vedeți bine, veniți în parte. Gata, filmul.
Da, mulțumim pentru invitație, alte întrebări. Da. Am discutat în ședința trecută, vizavi de care de acces închisă, îndătura morii din strada. Am făcut o înștiințare, dar în fiecare unde am primis o copie pe WhatsApp unui pilarul al domnului. Este închis ilegal, care de acces nu este terenul dumneavoastră. Domnul primar, ce măsuri putem dispune acolo? Exact, calea de acces de modernizare, un proces verbal, unde pune la primărie și poate să vină, dar să mergem acolo. Până atunci, până vine el, haideți să cadastrăm în fața, pentru fiecare. Că fiecare ține acolo, ești tu și persoane care țin fără timpul de proprietate și fără nimic. Haideți să facem cadastru, îi tabulăm. Și de să recadastrăm terenul de boar? Nu câte. La persoană și să dăm noi bani să ajutăm la persoane fictive. Dar nu dăm bani și pentru cadastru din Uniunea Națională? Da, cadastru național. Nu e. Doar să le facem niște lucruri. O de verificare a fost verificat. Și nu, 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 are nicio treabă. Dar dacă totuși măsurător, se poate una unui, se poate semnalul unui și avea multe comentarii. Corect. Că aia stă în legal în fața judecătorului. Deci nu stă nici judecătorului. Avem o justificare. Nu avem o justificare. Nu avem o justificare. De la nas. De la părâul trebuie lăsat și șterge. Îmi zic că ar trebui să-i dat în științare. I-a dat în științare. Ca în contenie să fie dat. I-a dat 10 zile la dispoziție. Cel care ține terenul acolo în așa și dumneavoastră o copie. Deci, da, contenie nu le efectiv. Inclusiv de la părâșită. Spus că nu este depășit, o să mai comunicăm, încercăm să mai comunicăm. Bine, da, dar avea nevoie de acces, am nevoie de să știți dacă nu vom fi nevoie să ducem cu urăți ca acolo, cu oameni de la răsălările urmane, cu oameni de la și sus, la locul, nu? Și stai la locul, nu? A dus, a făcut o comisie, de mers cineva acolo cu bani. Situația. Sus, la locul este reclamația dată și la pedagogie, îi lasă ca măsură și o va trebui să mergem să măsurăm la fiecare și să încheie spațiul proces așa și la copinte și astfel de în urma. Nu, merge și putele de urmă să-l trebuie. Hai să lăsăm la ușa. Merge și putele și măsură. Ați întâi să apropii din mașină, dar de ce? Eu n-am închis. Acolo am ocolit ca să nu vedem pentru că sunt nici bine, mi-am pus acolo. Dar de deranjează și așa, i-am întors și fac să părte. Nu i-am făcut nici pentru lucru. Sunt părinți, părinți, dacă se face ceva acolo, trebuie gândit, sistematizat, nu să închidă fiecare, să lasă fiecare cât vrea, dacă vrea, lasă drum, dacă nu, nu. Nu, haideți să facem... Am trăit acolo din 84, m-am angajat la primării, 85 am avut apartamentul acolo. Teodora s-a mutat în 86, eu în 87, când m-am însurat. Nu este acela, dacă s-a făcut un gard, nu este nimic. Este o chestiune de ambiție, Andrei. Eu o să vedeți, o să mergem acolo, domnul viceprimar, și mergem amândoi. Pentru că dacă te lasă în gură, aștept. Pentru că noi acolo, când ne-am gospodărit fiecare, domnule, eu ne-am făcut pătieți și garaj. Aici, tu, acolo, tu, acolo, tu, acolo. Toate au mers bune până au plecat domnul în familia Elinca de acolo. El ce-a făcut? S-a dus și-a ocupat garajul, locul de-a avut el, magazia de lemn și câinii care pot să-l mergea Dumnezeu să-l iubească cu toți numării toți. Ca să nu mai dea la o fată. Și-a făcut garaj și acolo la mașină și-a zis și-a cumpărat la Elinca. I-a spus, găsit capul de vânzare cumpărare, cum să se vede? Credeți dumneavoastră că Vasilie este cinstit? Eu l-aș întreba, el are autorizație pe ce are în față? Are garajul, are magazin, are o rămadă. Ne face cinstit? Haideți să vedem de acolo, prin la hand, că o luăm și toată și capul pe stânga. Vă rog, dar lăsați-mă să vedem. Dar vă las și terminați, că văd că deja spuneți că din 87 e aceeași problemă acolo. Și vă credeți că ar cu șoameni... Dar nu este aceeași problemă, acum este din când... Păi să înțeleg că din 87 oamenii ăștia țin pământ cu ora și nu plătesc impozit, nu? Dar în 87 nu era, domnul... Păi de atunci încoace mă gândesc că-și programat de aia, chiar nu? Oamenii ăștia, adică eu dacă v-a făcut un poteț, îmi plătesc, cum spunea domnul Mircea, în ședința trecută. Domnule, dacă mi-a făcut cotiețe, o plătesc impozit. Doar un domn ea, dacă au ținut cotiețele astea, de ce nu și-au plătit impozit? N-ar trebui pus o dată în ordine și plătea și impozit? Păi, după atâția ani de zile, eu nu vreau să ne duc. Nu pe cine și-a dat impozit. Nu s-o facem și vreau să fie exam. Vot de încheia și-o schimba. Bun, de vreo, dar vin cu ei regulă, atunci nu ia să discuți. Corect.
Da. E strada lì de acolo, la numărul 8, unde a locuit de fund Achira Maria. Am înțeles că are un moștenitor, un nepot. Nu știu. Nu știu. Camerii de oameni ieri am văzut copul, dar au ajuns pădăririle de coșă. Deci nu, măcar suflit ai văzut, să ne suvadă camerii de oameni ceva. Curtea nu mai e. Este pădăririle da. Spune la streșul. Mai sunt probleme de genul ăsta și în Sagna sunt proprietăți abandonate. Vedeți, bătălări, cum procedăm astfel de cazuri? Pentru că pentru vecini este deranjant. Câteodată nu ai cui să te adresezi. Cine sunt moștenitori? Pe unde sunt? Cum procedăm astfel de cazuri? Să-i chem acoperiți de dedul sunt de alții. Moștenitor legal nu trebuia să aducă o aici la primărie, o hârtie? Rezervă problema pe sală, nu-ți face nimic, dar treci din legătățe. Din la îndoptare, da? Deci, ce-ai de totuși, când trebuie, venea un nebot din Sagna, care a stat bun, ca să-i aduce el. Nu știu cum? Dar nu știu cum îl cheamă, nu știu cum îl cheamă. Aia nu-i trebuie. Nu, nu, familia Sescu, nu știu cine fac, da, sau nu știu cine fac, la Andulai Roja din Corona. Am primit băieții, au fost băieții ieri, alături, nu fac un lucru ce punea. Prinjare și acolo și drujbă și tot absolut bun, casa este părăsită. Haideți să nu ne trezim cu altceva în spate după aceea, pentru că este proprietate privată. Da, da, da. Este proprietate privată, nu te faci abuz, vin cu capătății. Da, și eu, doamna Sescu, da? Domnul a zis, dacă găsim în registru agricol, trebuie să fie acolo. Cine ești un moștenitor, dacă la locul de la cea. Și atunci, la mașina, înainte de a mă ligea și după mea, se aduce o șurubată, este un băiat care vine pe o mașină de Franța. Da, așa, da. Și am înțeles că el era neapărat, nu vreau să registrate. O să vedem ce ești, nu știu, interesant. A zis că se găsesc la registru agricol. Faci un act, prin aristant, și te-ai aduce aici o copie. Așa e normal. Au obligație. În rest, o casă abandonată, o vin o familie din Bursuce. Despre asta e bun. E alt întrebări, dar nu mai sunt? Și dă-ți seama că eu... Eu vreau să fac un anunț. Deci, noi avem acum să putem și să facem bine în rând sub controlul curții de conturi, care are ordin de plasare, cel puțin dată din 14-a 10-a, între cei de dumneavoastră, care sunteți nemulțumiți de cheltuirea banului publicului, vă rog să vă adresați al următorului, este acolo la următorul. Este sigur la orice mai mult la el, povește și ca să nu fie păsăți. Mergeți la vin cu doamne, haideți să mai facem economie. Ne facem. Ei, la școală la Lucășești, am dus, tot dragul pompă, că s-a luat pompa, bine. Am spus la la prima, e nicio problemă, tot, școala e tot în asta. La remontat, pe acolo montăm un numai de un sat, nu mai are nicio problemă. Dar știți foarte bine, iar încerc în discuția. Cum v-a fost plecajor? A fost bine, dar bine, am bine, fost plecat. Am fost pe acolo și am văzut că iar să facă. Dar în, da. În dimineață a început școala, da? Da, dar putem fi mult mai multe care sunt. Dar a zis că trebuie și o scos, să vezi dacă e condensator, dar a rămas așa. Nu a rămas așa, am venit la școală și am zis că trebuie pom. Și atunci doamna directorul din la să plătesc că trebuie pom. Probabil am avut două zile liber pentru a merge la facultate. Școala a fost să stai copil mic cu WC-ul acolo. Foarte bine, trebuie cumpărat, dar nu mai aveam oameni de mai cel din jumătate, mai aveam așa 7 ani cu montată pompă. Dom'le, dar s-a dus, o cumpărat, o vendit și o pus la Vasilică. Deci nu credeți că făcut este? O cumpăram noi și nu mai scuteam 7 milioane de asta vreau să vă spun. Nu firma care a pus-o. Ei iau oameni, iau mașini, iau bine, dar e în regulă, nu trebuie ceva ilegal. Firma este de Sagna, este constructorul care a făcut instalația electrică și termică, este vorba de Bulaia Alexandru, Bulaia Alexandru. Da, nu discutăm de legalitate. El are garanții, dă garanții la lucrare, la tot absolut. Unde se poate, ne facem și noi. Noi mai cerem și noi la ceva, nu trebuie să cumpărăm un aparat, să fie un cap, să ne facem. Dar nu ce trebuie să ne lase acolo, mă spuneam să toate ce o să vină școală, fără altul. Dumneavoastră, dar dacă eu cumpărați o pompă, o aduceți firmul la care o montez, haideți, haideți. Aveți riscul, dacă nu mergi pompa, nu vă primează, ce ne gărează, e o firmă autorizată. Haideți. Da? Dar să fie așa, să fie nimic. Da. Deci, dacă vedem și vă, eu probabil să nu mai remedia are cu apa, dar știți că acum la de acolo, nu știu eu cum spui noi.
obișnuit. Au băgat unul din motorină. Și vă spun cinstit, sunt un lucru corect. Sunt oameni care au apă în două. Păi după dacă am băgat motorină, nu poți mai fi. Deci hai să ne gândim să găsim o modalitate să nu mai aibă acces la apa aia așa. Deci facem un cabinet, un cădere, dar nu. Deci nu la bare. Deci nu la bare la asta. Deci e prea mult, că trebuie să te apropetești, că e convins tu singur cum spune da, da, și pe ce plecați, spune, domne, cu tot am vreo da, dacă nu. Da, și după aceea într-o toți? Nu. Dar acolo, la întâlnul cenului, trebuie văzut, spune un niște capaci în plus. Bine, intră în el, dar totuși o umplea. Au fost multe ce am umplut pe acest. Dar nu spune nimeni, fac și eu. Nu spune nimeni, așa că sunt de la voi. Mă spuneam să-mi piați proprietate pe noi. Da, nu, eu fac. Ce se fac? Dacă așa o uită ca soți. Închide. Am dat de el. Asta înseamnă să ridică statul, nu știu, adică n-ar fi oia. N-ar fi corect. Aș cheia eu de maș, că știi și să duci. Bine, genul acum, bine, nebunul, mai întorc, bine, va stica mai întorc. Și vedem care și... Îi mai bine să aibă accesul și, dar am fost într-un, că am fost cu altă două, așa, nu știu, bază zile, în care bază zile normale, care se pune cu alți bază. Știi, și tu, bă, ăștia, să vorbim cu dăvăstea. Și pe care, nu știu, au venit și nu aveau acces la... Dar acum, atât de mult, văzut și poziția exact, de asta am zis că mai simplu. Dacă duci undeva mai la bani, ca să ai și vedere, diferență de nivel, dar acum... Deci, ca să duci la bani, pentru că el e accidentat. Deci, fiecare și-a făcut asta, și-a făcut iar, și-a făcut... Poți să am... Deci, am doar pus pe jos. Păi, dacă se duce la bani, parcă mai acum, mai acum, mai acum, nu mi-e mult să spune de economie. Acum, facem un discipul, facem un lucru. Nu, mai mult, dar acum. Hai să fie ceva, un pic, un suflet, un suflet, un suflet. Din bine cu rău, cu altul pic, poate mai pe un pic, apa o să revină. Nu mai putem cheltui bani pentru că noi avem semnat, trebuie să semnăm atunci contractul de înființare de apă. Și cu asta, l-ați văzut că am lăsat-o și cu puțul și cu tot, absolut, nu mai mare, nici cu noastră. Dar nu e mare, dar din iarăa. Doamne, trebuie făcut o adunare cetățenească la Bulbășeni și spus, vezi acolo cum ai spus, cum iese doi acolo, domnule, dau 400 de divin. La cel care spune că ar băga furtul din motorină, iese doi afară și spune când ești. Nici nu spune timpul ședinței. Deci eu știu și deci o simți ce-au sunt acolo de pe tine. Și-o luat în zola, da? Adevărul că... Asta făcea numai rușii, după a doilea război mondial, că s-o retras, unde era o bardă și cu asta o fântână, îi învăța cu ea, cu ea o fântână, ca să nu mai vei. E barbarism. Cum să mergi să faci furtunul plin de motorie într-o sursă de apă, într-un sat în care mai sunt două, trei izvoare, doar atât. Dar și așa e comunitatea. Dar trebuie să dumneavoastră cu venitul de la Sagna, acolo tot la cei care trebuie din tractorul. Cu cisterna, altcineva nu avea, nu avea cine, ori mie, nu ați ca să o duci. Ești un mielu, cine mai are? Deci nici cum nu suntem noi, ăștia care e luăm apă mult. Dar cine? Tot un... Poate unul care a fertilizat. Mai e nu. Și cisterna lungul ăsta, lungul de el, că aici a ajuns la Clodos, o văd și pe-a părintului când iau apă. Este așa un ericidiat, dar acolo un cald de pentru ericidiat, doar de ori, este și acolo mă dorim, dar nu e nimeni de unde acolo, nu e așa. Bun, dar atunci... Când învățând să ia apă de băut, deci... Dar furtun din motorile, totuși nu, s-a ajuns? Posibil să... Am văzut și bagat de băut, nici nu este și vor mai da și la picioare. Da. Înțelegi, nu m-am spus. Mai ales și eu. A, bine. Da, dar e bine să fii zborul ăla în motorină cu salvate. Ha, dar cine am încăpere din tine? Vă rog, dacă mai sunt pe alte întrebări. Da, acum hai dacă toți... Da, pe scurt, domnule. Domnul Vlaie să spun acum în față aici, da? Nici o închis toate drumurile. Care drumurile? Drumurile agricole. Vorbim și batalii, în primul rând. Deci nu vorbesc. Eu spun că toate drumurile. Deci nu face parte. Aici asta e o problemă, domnul președinte. Domnul președinte, este o problemă. Este o problemă. Asta și trebuie ridicată. Din cauza că sunt oameni care... Drumuri care sunt de ani de zile. Nu ne-am luat închis. Dar problema este că tot timpul e închis
pe partea mea, mă închis pe partea lui. Apropo, lăsați-mă să fac o sesizare, că le-aș fost să fie acolo, când vedem după ei. Da, 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 chiar da, vă rog, alte întrebări. Vă rog. Ți-am făcut un bine. Dacă nu mai sunt întrebări, vă o revoluție bună. Mai bine, să-l dați.